În acest an, postul Crăciunului sau postul Nașterii Mântuitorului a început astăzi, 15 noiembrie, și se încheie în 24 decembrie. În tot acest timp vor fi 15 zile de dezlegare la pește. Postul Nașterii Mântuitorului sau postul Crăciunului, așa cum este cunoscut de către toți credincioșii, ține 40 de zile, din 15 noiembrie până în 25 decembrie, cu lăsat de sec în 14 noiembrie. Asemenea, celorlalte posturi rânduite în biserică oferă creștinilor posibilitatea curățirii duhovnicești. Acest post închipuie ajunarea timp de 40 de zile a prorocului Moisi, dar și postul patriarhilor din Vechiul Testament. La fel precum cei de atunci așteptau venirea Mântuitorului pe pământ cu post și rugăciune, așa se cuvine ca toți credincioșii să aștepte și să întâmpine prin ajunare mielul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria. Pe parcursul celor 40 de zile se obișnuiește să nu se consume carne, brânză și ouă, excepție făcând 15 zile cu dezlegare la pește. Marile sărbători creștine au o perioadă de pregătire în vederea înțelegerii, a prețuirii și mai ales a trăirii și a participării la harul și bucuria pe care aceste praznice le aduc. La fel și postul Crăciunului are o perioadă de 40 de zile de pregătire, printr-un post care începe în 14 noiembrie și se încheie în ajunul Crăciunului în data de 24 decembrie. Fiind un post al bucuriei, postul Nașterii Domnului sau a Crăciunului, cum este cunoscut în popor, această perioadă este o perioadă a unui post ușor, în care vom găsi dezlegări la pește în mai multe sărbători și în aproape toate sâmbetele și duminicile. Însă, ceea ce consider că este important este faptul că nu ar trebui să uităm că în această perioadă noi dăm posibilitatea sufletului nostru să își manifeste dorul și dorința după Dumnezeu. Cred că acesta este spiritul Crăciunului și motivul pentru care în această perioadă găsim atâta bucurie, a faptului că se coboară Dumnezeu pe pământ. Și atunci este important pentru noi să ne pregătim pentru acest moment. Consider așadar că vremea postului este o vreme în care sau pe care nu o putem înțelege doar ca pe o notă a bisericii într-o sumă de reguli, ci o perioadă binecuvântată în care dau posibilitatea sufletului meu să își manifeste dorul de care vorbeam. Pe de altă parte însă, cred că tot această perioadă este o vreme în care ne aducem aminte că noaptea de Crăciun a început cu un colind, un colind al îngerilor, care vesteau că Dumnezeu se coboară pe pământ. Și atunci consider că e important să ne readucem aminte că trebuie să colindăm, să vestim nașterea lui Hristos, și să începem să colindăm poate împreună cu familia, cu cei dragi, cu prietenii, în așa fel încât bucuria noastră să fie molipsitoare, în așa fel încât cei care încă n-au reușit să găsească bucuria Crăciunului să o trăiască împreună cu noi. Să avem parte de o perioadă binecuvântată și de folos duhovnicesc.